Salut săgetători! Voi face citirea pentru perioada 16 februarie, 29 februarie 2024, o perioadă în care avem foarte multă energie acumulată în pești, treptați cade energia din vărsător și se acumulează în pești, și formează o poziție, mai ales la luna plină din fecioară. Pe rând, luna formează o poziție cu toate planetele din pești: cu Saturn, cu Neptun, dar în primul rând cu Soarele, cu Mercur. Uh, și acest aspect uh, va aduce foarte multă tensiune în. Uh, uh, cariera voastră și în familie. Pentru voi, pești reprezintă familia. Această energie este acumulată foarte multă în familie. În cămin, relațiile cu părintele de acela sex sau cu partenerul de viață. Și iată, as de monede. Se pune accent foarte mult pe bani, pe resurse, pe bani pe care puteți să-i primiți. Este o sumă mai mare de bani, asul de monede reprezintă un talisman al norocului. Bani pe care s-ar putea să-i primiți, bani pe care unii dintre voi s-ar putea să-i investiți într-o casă, într-o mașină, în ceea ce vă doriți. Este ca un fel de moștenire, de nu știu ce să spun, de partaj, dar este o sumă foarte mare de bani pe care s-ar putea să o primiți. Bineînțeles, investițiile sunt bune de făcut atunci când soarele este într-un aspect benefic cu Jupiter. Soarele va fi într-un aspect benefic cu Jupiter chiar la sfârșitul februarie, începutul martie, când va forma un sextil voi sunteți pe un drum greu, o viață grea, o viață în care a spus bârfiți, mințiți. Vi s-au întins tot felul de capcane. Vi s-au făcut tot felul de răutăți, nu i-a păsat nimănui de viața voastră și de suferința pe care ați avut-o, fiindcă aici acest drum arată o viață grea cu foarte multe probleme, trebuia să mergeți pe acest drum și acest lucru vă influențează, încă. Dar s-ar părea că. Fericirea vine pentru voi din partea unui rege de cupe. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în scorpion. Un bărbat peste 50 de ani, un bărbat care arată sentimente, sensibilitate, dar în primul rând trebuie să-i câștigați bunăvoința. Trebuie să fiți foarte atenți să nu-l răniți, fiindcă s-ar putea răzbuna. Pentru o femeie poate să fie o relație. Pentru un bărbat o persoană cu care aveți o relație de prietenie, de creativitate, de jocuri, de distracție. Cam acesta ar fi aspectul. În cunoașterea săgetătorilor, aveți aici un prinț de băte, deci sunteți voi. Sunteți tentați de cursuri superioare, de studii, de cunoaștere, de călătorii așa cum sunt săgetătorii deschiși noului, deschiși cunoașterii, studiilor și călătoriilor. Vă place să călătoriți, dar veți a primi și niște vești. Dacă sunteți femeie, veți primi o veste de la acest săgetător, ascendent zodie săgetător, dacă sunteți bărbat, s-ar putea să-ți aduceți voi vești altora. Și iată, În ceea ce privește uh, resursele, bunurile materiale, voi sperați să vă protejați aceste resurse, aceste bunuri materiale acumulate prin munca voastră, folosindu-vă, în primul rând, de dreptate și de adevăr. Deci, de uh, o integrare a voastră în Univers, în natură și o regină de bătei, vorbim de o femeie cu ascendent, zodie, lună plină în leu, o femeie aprigă, o femeie care luptă pentru dreptate așa cum o consideră ea, nu este neapărat o dreptate divină, este o dreptate pe care ea așa o vede și este o femeie care pentru o altă femeie poate să reprezinte o rivală, o confruntare. Pentru un bărbat, ea întotdeauna dă impresia unei protecții, la locul de muncă sau, poate, legate sănătate. În ceea ce privește cariera pentru voi, iată că aveți Marea Preoteasă. Marea Preoteasă arată... Primul, ne gândim la Lilith, ne gândim la aceste coloane, una albă, una neagră, da, acele aspecte de benefic și de malefic, dar în primul rând poate fi o femeie cu ascendent, zodie, lună plină, în rac sau un scorpion, o femeie care cunoaște foarte multe secrete, deține secrete și își dorește să afle secrete. Este capabilă să vă afle secretele, să se implice să vă creeze niște probleme chiar, aflându-vă secretele voastre legate de uh, cariera voastră, de menirea voastră profesională sau socială. Relațiile cu comunicarea, uh, contractele, uh, prietenii, relații. Comunicare cu frați, surori, veri, în această comunicare cu aceste persoane, voi nu vă puteți baza pe nimeni. Aveți foarte mulți dușmani, dușmani care vă creează probleme, dușmani care... Um, nu, nu vă puteți descurca, aveți dureri de cap din cauza lor, dar să știți un lucru, este suficient să vă ascundeți scopurile. Este cea mai bună metodă de a scăpa de acești dușmani. În ceea ce privește uh, contractele, asocierile, procesele, aveți o contestare. Cineva vă tot contestă drepturile, un drept al vostru, asupra muncii voastre, fiindcă acest personaj muncește foarte mult, iar ceilalți îi contestă drepturile nu puteți face nimic, nu puteți să le schimbați concepțiile, chiar dacă ați cheltui bani, ați încercat prin procese, prin... nu puteți să le schimbați concepțiile lor, să vă conteste orice. Nu puteți decât să-i lăsați în pace și să vă vedeți de treabă, fiindcă nu aveți mare lucru, este o situație mai mult mediocră. Și acest judecată, care arată relațiile voastre cu prietenii, cu protectorii, pe care le gândiți foarte bine, le analizați foarte bine și vă dați seama că trebuie să schimbați ceva, fiindcă este un moment în care trebuie să vă apropiați de poziția în care trebuie să fiți atunci când îngerul va suna din trompetă. Deci, este un fel de judecată și de schimbare pe care voi o gândiți uh, și o analizați. Și vedeți că trebuie să schimbați ceva în aceste relații. În ceea ce privești că familia Căminu, schimbarea, transformarea și ce vă este vă destinat, și iată că aveți nebunul în familie, în cămin. Voi veți încerca să luați o șansă, să vă luați o șansă, să ieșiți din stagnare, să faceți ceva. Dar va fi foarte dificil, fiindcă va trebui să vă asumați riscuri. Și aceste riscuri sunt destul de neclare. Deci, vă duce situații dificile. Voi considerați că veți face totul din, cu inimă curată, cu gânduri bune, dar nu veți beneficia, poate, de sprijinul divinității. Din contră, s-ar putea să, cu gândul la acest sprijin al divinității, voi să nu vedeți prăpastia. Deci este bine să vedeți pe unde călcați, să fiți un eremit, să vă schimbați. Și iată că vă schimbați. Aveți acest eremit, fiindcă este opusul nebunului. Eremitul uh, și el își dorește progresul, dar el, în primul rând, vrea să vadă, vrea să știe unde calcă, vrea să se protejeze și, uitați-vă, folosește un felinar să vadă foarte bine privește foarte bine pe unde pune piciorul, unde este următorul pas și protejează acest pas cu acest baston care se protejează. Deci acesta trebuie să fiți voi, schimbarea voastră, aceasta trebuie să fie, să vă protejați, să fiți o persoană care sufla, am zice, și neaurt. Aici și care știe să tacă, să asculte, să analizeze, să gândească. În schimb karma voastră, sacrificiul vostru apare dreptatea. Poate să fie uh, o dreptate pe care pentru care am zice ați făcut foarte multe sacrificii și să primiți această dreptate poate să fie și un aspect karmic. Această dreptate, deci spada, spada care este egală cu balanța, balanța cu spada. Deci această spadă a balanței poate să reprezintă dreptatea divină. Deci spada care împarte dreptate pedepsindu-i pe cei incorecți. Și ea poate să acumuleze foarte multe sacrificii pe care le-ați făcut, suferințe, datorii. Aceasta a fost citirea pentru voi. Săgetătorii, țineți cont că aveți chiar pe voi această viață grea pe care o aveți de trecut, speranțe pe care vi le puneți, păstrați-vă secretele pentru voi, nu le împărtășiți cu nimeni, judecați foarte bine înainte de a lua o decizie și de a aduce o schimbare în viața voastră, și nu este momentul să începeți ceva nou în cămin, în familie, fără să nu vă schimbați atitudinea să vă transformați într-un eremit. Aceasta a fost citirea pentru voi, eu zic că e o perioadă foarte tensionată, vă doresc numai bine și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Nu uitați, dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați să transmiteți mai departe uh, și nu vă costă nimic și vă mulțumesc!